Salutare națiune și bine am regăsit la un episod cu The Journey alături de Alexander, care ne vom continua, bineînțeles, mai departe această poveste. După cum vedeți și aici, vom juca cu FC Arsenal, în care îl vom întâlni pe domnul prea fericitul Mesut Özil și Petr Cech, dacă nu mă înșel. Am auzit că Petr Cech numai la Arsenal, dar nu-i bai. Și să vedem dacă vom fi în stare să câștigăm. Ia să vedem cât de greu ar putea fi. Impress the boss cu 7,7, bro. Settle the nervous cu 1, get over the finish line. Nu-i bai să câștigăm. De parcă suntem în stare să câștigăm meciul, nu? Hai să vedem. Am schimbat cu Gareth Walker. Și suntem în conducere cu 1-0, deci avem ceva avantaj să câștigăm. Hai mă, frate, am bătut Real Madrid cu echipa asta, cum să nu batem Arsenalul? Haide, haide Hunter, haide Hunter! Arată-ți potențialul și direct se piedică de la Hunter! Preferă să paseze? Nu! Și-o rupt splina. Na bun, din nou Hunter. Alex Hunter, către, habar n-am cine e ăsta. De ce nu pasez, domnule? Na, mersi că mi pasează ălălalt, că măcar e mai ambițios. A fost offside. Bun. Deci, trebuie să câștigăm acest meci, pentru că... Olivier Giroud. Alex Oxlade-Chamberlain. Tot încerc să iau mingea. Pentru că... Se poate mai bine de atât. Ce pasă splendidă. Hunter. Alex Hunter. O pasă spectaculoasă. Să zic și eu că am pasat la ala. La se preface că eram cu echipierul lui, dar nu-i bai. Și din nou Hunter recuperează mingea. Acum avem un avantaj fabulos. Haide Hunter. Hunter! Direct frână bruscă. Și acum Hunter încearcă să șuteze. Băga-mi așa. Ați văzut cum s-a înălțat ăla. Dar Hunter reușește încă o dată să câștige mingea. Haide Hunter. Hunter! Și e fault. Este fault. E spart glezna. Ați văzut cum o dată în glezna. Cu toată puterea să ajungă în scaun cu rotile săracul. Romsey. Da, a și schimbat. Ați văzut acolo. Substitution. O schimbat cu Danny Welbeck. Na, bun. Alex Hunter. Na, e bun acum ce a făcut Hunter. Mă, dacă se cheie așa scorul pe tabelă, ar fi super. Santi Cazorla. Pentru că vom avea o victorie după remiza cu Liverpool. Aș vrea să vă anunț că cu Chelsea am pierdut. Am mai jucat un meci, dar l-am lăsat pentru că am luat o muie de... Nu vă vrea să credeți. Așa că am renunțat să vă mai arăt meciul cu Chelsea. Aoleu, ce rase am mingea. Cum ai Ramsey. Nu poate face față lui. Habar n-am cine e ăla. Hunter acum. Alex Hunter. Își arată din nou potențialul. Și direct Monrealul faultează și îl așteptează ca un iepure. Cum pasă la Hunter. Haide băiete. Pasă la Hunter, trebuie să ai încredere în Alex Hunter. Ați văzut, măi, ați văzut Hunter! Ce săritură spectaculoasă cu portarul ăla. Și directarea împendicită. Acum, haide Hunter. Haide Hunter. Arată-ți potențialul, Hunter. Hunter! Da. Vezi? Zici că e Denis Alibek, cum aleargă fără să paseze. Haide, Hunter. Ramsey. Du-te, du-te, Hunter. Dar mai pasați și voi între voi, frate. Faceți ciorbă, ce faceți aici? Aleargă, aleargă.
Haide, băiete, e bun așa. Pasă, Hunter, Hunter! Nu, nu vine să cred. Du-te în pizda, mă, uite, de portar handicapat. Ăsta apără și cu pula, ați văzut? Da, e Petre Ceh. Ne-am dat seama că Petre Ceh apără și cu pula, nu? E ceva normal să vezi zilele astea. Pe lângă că poartă cască de bicicletă, de biciclist, normal că mai reușește să apere și cu pula. Na, Hunter. Uite-și pe ăsta. Pe Cheliosul 10.000. Hunter! Haide, Hunter! Haide, cu talent! Haida, haida! Hunter! Direct l-a luat extraterestre mingea. A dispărut pe acolo, prin orizont. Bun, mai avem doar 2 minute. Cu acest scor m-aș mulțumi, adică 1-0 și normal. Cine s-ar fi așteptat să se încheie 1-0? Dar ar putea și ei să egaleze, pentru că acum au ei mingea. Dar se pare că am recuperat-o și nu este fault. A căzut ăla, nu știu ce vrut să-și arate. E zburat pipa din vestă, din buzunar, mai bine spus. Haide, Hunter, ultimele minute. Alex Hunter din nou, bagă a 6-a, bagă a 5-a, 7-a, 8-a. Alex Hunter, Alex Hunter pentru ultimul șut de ocazie. Ah. Mai 3 minute. Haide, Hunter. Haide, Hunter! Good play, but they've lost the ball now. Cred că așa se încheie meciul. The opposition could get at them. Cred că așa se încheie meciul. N-a unde o pasată la... Direct peste... Tony Bigdan. Haide. Haideți, băieți. Nu-i lăsa... Nu-i lăsat să egaleze. Probabil acum o ultimă șansă pentru Alexander. Baga șasea, baga șasea. Haide. Hunter. Hai că poți, Hunter. Hai că poți, Hunter. Ești singur, Hunter. Hunter. Gol! În sfârșit i-am dat muie lui biciclistul ăla cu cască de protecție. Nu-mi vine să cred că am înscris. Doamne. Doamne. Oh, l-a văzut cum s-a aruncat ăla, direct s-o feri. Ia uite, uitați-vă și voi la portarul ăsta. Ce săritură spectaculoasă, au făcut spagatul și și-au găurit pantaloni între picioare. Așa ceva, să vezi zilele astea. Cum se bucură ăla, ați văzut pe ăla de jos. De parcă era în finala Champions League, știi? Na, învingem Arsenal cu 2-0. Cine pizda, mă, s-ar fi așteptat să bate Arsenalul? Eu cred că Chelsea e pe primul loc în ligă, dacă mă șer 3-1. Chelsea. Nu suport Chelsea. Acum trebuie să-mi crească și bugetul, așa de plictiseală că am dat un gol, nu? Da, uite, mi-a crescut cât a bugetul. Și atributele sunt mai îmbunătățit. Trebuie să mi se îmbunătățească și atributele. Na bun. At once. Hai mai întâi la attributes, să vedem. Cred că aici putem să ne... aici putem să ne upgradăm potențialurile. Talentele. Sau cum să mai zicem. Păi na, ce să alegem? Fitness shot. Să vedem ce să alegem pe aici. Fitness shot, second win, adică al doilea vânt. Da, fitness shot, long shot, de la distanță. Ce să alegem? Ok, am acceptat încă una. Și ne mai trebuie una, nu? Dribbling, iar e foarte important. Și penalti. 11 metri ar trebui să avem foarte bun. Weak foot. Weak foot ar fi o opțiune. Hunter dădea teoretic cu ambele. Putea și în triplu, știi, în trei să dea. Dar
preferase să dea doar cu dreptul. În fine. At once. Acum în sfârșit suntem în Londra, gata cu Seedl în America. Și avem acum o zi de training. Avem o zi de training. Oare ce vom face în această zi minunată? Ah. Dăm de la distanță. De înțeles. Na bun, Hunter, arată-ne nouă cât de bine poți să dai de la distanță. Ia de la distanță. Ah, se poate și mai bine dată, nu? Hai, dă-i o dată. Ah, bar. Dăm și la bar, știi? Facem challenge-uri. Haide, băiete. Doar 1000 de puncte mi-a dat. Bă, ce căcănari sunt ăștia de la eSports. Dă-i o dată. Da, așa, da. Hai că ne apropiem ușor de A. Șutează! Bun. Deja avem A și mai sunt 30 de secunde. Mamă, cât de greu este. Mi se rupe splina de bucurie. 32 de metri. De la 32 de metri. Ai, că am dat capula, am dat. Ce? Futu-ți bara. Ce am crezut că dă iar bară. Eu nu vreau să dai la bare. Dă și tu în poartă. Chiar dacă ai A, totuși. Vreau ceva record, nu? Uai, cum s-a dus șutul ăla. Vai, cum am dat. În fine, avem excelent. Și acum avem free kick crossing. Oare ce o mai fi și ăsta? Free kick crossing. Crossing. Na, cu pătrat. Na, apasă. Pătrat. Ah, ceva. Oh, hai să zic eu că nu am văzut nimica. Din nou. Gol. Mamă, cât de ușor este. Eu care credeam că va fi mai greu de atât. Deja avem almost there. Eu nu vreau almost there, vreau excelent. Dă-i cap! Ai văzut cum și-o sucită la gâtul și-o... Direct și-o luxat gâtul, la cum îi scam cu rotile ăla. Centrează. Dar lăsați-mă odată să dau gol, frate. Că Antă nu poate să dea de acolo gol. Adică a putut de la 35 de metri să dea în vincul și acum nu mai poate. Acum trebuie să centreze. Dar... Nu mai lerga cu mingea. Haide, Hunter, mai avem puțin. Și 5 secunde. Haide, Hunter, centrare bună și excelent. Nu mai contează. Avem A, oameni buni. Avem A. Ăla voia să facă scorpionul ăla. Bun. Acum... Ce antrenament urmează? A, nu mai urmează niciun antrenament. E bun și așa, am cheiat ambele cu A, ceva normal să închei cu A. Bun. Să vedem care va fi echipa noastră următoare, sau mai bine spus adversarul nostru următor. Da. Câteva secunde mai târziu. Se pare că vom juca cu West Ham United, în care am o presimțire destul de bună. Adică am bătut Arsenalul, am bătut PSG-ul, Real Madrid și Borussia Dortmund. Și acum vom juca cu West Ham United, în sfârșit o echipă care chiar este echilibrată după stele și nu mai presus decât noi. Da. Iată și aici pe Alex Hunter. Vedem la bonuse. Impress the boss cu 7-0. Test the keeper. Adică să dăm vreo 5 mui în poartă, probabil. Se referă complete the comeback, să câștigăm meciul. Trebuie să dăm de 5 ori în poartă. Ce? West Ham United conduce cu 1-0?
Hai, mă, fii serios. Până și Astra Giurgiu a bătut West Ham în Europa League cu 1-0 și nu... În fine. Atunci înseamnă că Astra Giurgiu este mai bună decât Watford. Haide, Hunter. Haide, Hunter! Dă-i, bun și așa. E bun și așa. Ați văzut și pe la cum. Cât tupeu a avut ăla să dea minge. A, cum și-o frecat pantalonii de iarbă. Direct, gazon sintetic. Dar nu cred că e terenul sintetic. Cine pizda mă seara face un teren sintetic. În afară de Kazakhstan, că Kazakhstan... Uite. Oooo, ce ocazie! Am văzut cum dată la cu cap, minge, așa din plăcere. Avem lovitură de la colț. De fapt, ia lovitură de colț. De la colț, încep să mă bârlic și ce săritură spectaculoasă a făcut portarul ăla. Nici măcar nu s-a întins cât am mișo cu porții, vai. La, cum o să, la cât de ciudat o sări, zici că s-o căcat pe el. Haide, băiete. Haide, Hunter. Haide, Hunter, că se poașă. Se poașă să dai un gol. Dacă ai dat cu Arsenal gol, poți să dai și cu West Ham United gol. Bai cum ocolește, vai frate, așa ceva să vezi în viața reală la fotbal. Așa de ușor să ocolești fotbaliștii. Fiți ar offside-ul să-ți fie. Doamne, cât urăsc offside-ul. Da, uite pe Hunter. Haide, Hunter. Hai că poți. Încearcă să iei mingea. Foarte bine, Hunter. Hunter! Foarte bine, Hunter. Nu vine să cred. Da, Hunter, vezi? Băi, ce duel face Hunter. Hunter! Ah, direct cu piciorul. Ăla nu era Dimitri Payet. Nu, Dimitri Payet nu știu dacă, joacă la West Ham. Mamă, direct în maxilarul jucătorului nostru dat. Hai mă frate, noi trebuie să câștigăm și vă automutilați între voi, ce pula mea. Hunter. Alex Hunter, din nou. Haide Hunter. Haide Hunter. Haide, Hunter! Iar la cu craci. Mi se pare mine sau... Mi se pare mie sau ăla... Mamă. Doamne, cât un sportarul ăsta. Este mai bun decât ăla cu casca de protecție, să mă urtă. Bun, deci... Am are un jucător care e foarte flocos. Are mulți floci pe picior. Ăla, negrăteul ăla chiar. Nu știu cum îl cheamă. Seamănă bine cu Payet, dar nu știu dacă e Payet. Și-a rupt câteva bucăți de floce lui Payet. Când a dat cu mingea, așa s-a dus ca, la uragan s-a dus. Na, bun. Și cum urlă comentatorul ăsta că ce ocazie extraordinară, nici măcar nu suntem în pareu. Ăsta pune suspansul direct din la jumătatea terenului. Haide. De la Hunter. Bine, Hunter, aleargă! Hai că poți duelul! Hunter! Băi, du-te în pizda, mă, de portar handicapat. Fute, Dumnezeu să-l fută. Măi, deci nu vine să cred, al câtelea șut era asta? Am o presimțire că vom lua bătaie. Am o presimțire că vom lua bătaie. Portarul ăsta retardat. Portarul ăsta retardat mi-a apărat 3 șuturi cel puțin. Care toate 3 au fost înspre vinclu. Cum pula mea să aperi așa bine? Și nici măcar nu este, bă, să nu zici că este De Gea sau
Manuel Neuer, nu, este Adrian copilul minune, așa îl cheamă. Care am pe portarul ăla, Adrian. Adrian copilul minune. Haide din nou, ați văzut cum și-o frecată la Floci, bară, fuuu! Futu-ți bara, mătii! Bun. S-a încheiat meciul. Am luat bătaie. Futu-ți portarul, mătii. Ce pizda, mătii, a fost asta. Bara. Măcar contează că mi-au crescut atributele. Păi, deci nu vine să cred, am dat o bară, am dat 3 șuturi spre vinclu, Adrian copilul minune s-a înălțat așa de parcă a făcut un fel de întindere musculară. Și acum avem iar antrenamente, ceva foarte normal, după înfrângere normal că se pune și antrenamente la shooting, ambele sunt pe silver. Distance shooting. Hold to shoot. To shot. Shoot. Ah, da. Ala. Da, e foarte normal de la linia aia altă, dai. Da. Haide, Hunter. Trebuie să te antrenăm mai bine, Hunter. Nu ești în stare foarte bună momentan, trebuie să te antrenezi mai des. Du-te, Hunter. Duce. Păi deci, nu vine să cred. Nu știu, mă simt foarte supărat. Am bătut Arsenalul cu 2-0, i-am spulberat intestinele lui căscăciosul ăla, sau cum, la cu cască de bicicletă. Iar la Adrian copilul minute n-am... La Adrian copilul minune nu am putut face față. Auzi la mine, Adrian copilul minute. Minute suplimentare. Dă-i o dată. Am dat cum mi-a dat mingea greșită, nu? Drș. Bă, cum se înalță și ăsta. Bine. Asta este rolul oricărui portar, să se înalțe, să sare. Dar uneori chiar exagerează portarul. Vorbesc serios, deci... Uite și pe ăsta, pe fundașul ăla. Haide! Băi, ce bine am dat! Firar! Uai de cap meu ce... Ce era să dau un gol? Ce era să dau cu mingea în vinclu cu capul? Ah, mai încercăm o dată. Avem nota prea proastă. Ai, n-a să nici putea să o scoți. Ăla a fost direct la hand, ca la handbal. Deodată. Așa de rapid a fost mingea. Bine. Până acum un singur șut. O apărat. Vai cât de prost am dat. Rotație 180 de grade. Haide, Hunter. Hunter, derutează-l așa. Pune-l la pământ, Hunter! Bine, mie nu mi se pare așa de important să închei antrenamentele atât de bine, dar totuși, înspre binele meu, dacă vreau să prind postura de titular, da, am reușit să-mi scriu. Și bineînțeles că Hunter momentan este pe poziție de rezervă sau de schimb și nu este în primii 11. Normal că scopul acestui joc sau acestei povești este să încheiem cât de bine campania, să încheiem campania cât de bine se poate. Asta am să zic. Și dacă vom face campania proastă, atunci nu va fi deloc bine.
Cred că nu o să mai fac niciun match. Asta e ultimul match care va fi în episodul ăsta. Putem spune că am 2 victorii. Pardon. O victorie și 2 înfrângeri am. Cam ți v-am spus, am luat bătaie de la Chelsea și n-am băgat-o în acest video pentru că a fost prea mare înfrângerea. Oulă. Mai avem o ultimă încercare. Vai, cum dă asta. Haide Hunter. Haide Hunter. Vai, cum s-a dus mingea, s-a zis? Dă-i! Băi, ce săritură splendidă face asta. Să vedeți un din ăsta, la sex, cum face, mă mir cum face ăsta sex cu soția sa. La cum sare ăsta, direct zgudie patul. Se rupe patul în două. La fel ca și soția sa. Își ia alta, numai bine, se scapă de aia veche. Aici m-am referit la pat, dacă v-ați prins. Tudum, tss. Na, e bun și așa. Un A și un C. Hai că am îmbunătățit destul de bine atributele. Cred că o să încheiem episodul ăsta momentan. Următorul episod îl voi face ca de obicei în următorul weekend. Până atunci sper că v-a plăcut acest episod. Și bineînțeles să nu uitați să dați like dacă vreți să continui mai departe. Dar până atunci eu am fost Eddie Fosta Gamer HD. Ne vedem data viitoare și ciao, ciao!